Vedeta toamnei în piață este incontestabil, dovleacul. Facem supă, desert și tot felul de rețete cu el, iar copiii sunt încântați să facă felinare sau să le decupeze coaja în tot felul de personaje. Ligia Alexandrescu, specialist în nutriție, ne pune accent pe numeroasele lui beneficii pentru sănătate. Doamne, și dacă vorbim despre un aliment, să-i spunem minune, dacă vorbim despre un aliment cu foarte multe beneficii, vorbim despre dovleac. Fie sub formă coaptă, ca atare, fie sub formă de supă cremă, fie sub formă de mâncare, fie sub formă de piure sau plăcintă chiar, iată, dovleacul este un aliment care se poate consuma în această perioadă și este absolut natural și e autohton, e de prin părțile noastre. Se folosește în post, ca gustare între mese, el fiind dovleacul un fruct din familia curteacelor, a pepenelui, și se poate mânca copt, la fel cu un pic de scorțișoară, dacă se face mult sport și un pic de miere și dacă se consumă prima jumătate a zilei. Dovleacul nu doar că oferă aromă deserturilor de toamnă, ci poate fi folosit și ca aliment în prepararea felurilor principale. Mai există zone în România unde se face piure. În loc de cartofi se folosește acest dovleac, se fierbe un pic în apă, cu mai puțină apă, se adaugă apoi la sfârșit un pic de ulei de măsline sau de unt, 10 grame de unt, nu foarte mult, un vârf de cuțit de unt, și reprezintă o garnitură excepțională pentru o masă chiar cu mai multe pretenții, am putea spune. De asemenea, spuneam, supele, ciorbele, în care se poate adăuga dovleac, sunt foarte bune, se poate mânca alături de semințele lui, tot la fel ca un piure cu semințele de dovleac ușor prăjite și amestecate. În plus, poate fi un ajutor și pentru părinții a căror copii iubesc deserturile. De asemenea, pentru copii, atâta timp cât sunt iubitori de dulciuri și firesc să fie așa. Nimic nu poate fi mai bun decât această plăcintă cu dovleac, nu o îndulcim. El oricum are un indice glicemic destul de mare, dar și are gustul foarte dulce, mai ales anumite specii sunt extrem de dulci. Nu punem zahăr, iar după ce a fost gătit în farfurie, când se răcește plăcinta, îi punem un pic de miere, un pic de nucă, un pic de scorțișoară și atunci avem un desert extrem de echilibrat și de bun și de sănătos. Dovleacul nu este doar gustos, ci și foarte sănătos pentru noi, indiferent de vârstă. În primul rând, vorbim despre cantitate mare de beta-caroten. În această perioadă, când nu mai avem soare, când nu mai avem antioxidanți consumați din fructe și legume crude, iată, beta-carotenul se ia în cantitate mare, acest pigment excepțional se ia din dovleac. Așadar, avem beta-caroten, deci antioxidanți, protejăm membrana celulară, în felul ăsta creștem și imunitatea. În plus, conține și vitaminele A și B, dar și zinc, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, seleniu, mangan și fier. Apoi vorbim despre cantitate mare de fibre. Persoanele, mai ales cele care suferă de constipație, mâncând un piure sau o supă cremă de dovleac, practic își asigură necesarul de fibre pentru cele 24 de ore, pentru ziua respectivă. De asemenea, este și o sursă excelentă de proteine și acizi grași esențiale, omega-3 și omega-6. De 3-4 ori pe săptămână mâncat este foarte recomandat. Atenție însă, persoanele care suferă de diabet sau care au contraindicație pentru beta-caroten, verifică întotdeauna cu medicul curant aportul și cantitatea permisă de dovleac pe care o pot consuma. Nu doar dovleacul este recomandat de către specialiști, ci și semințele acestuia, care pot fi leac pentru paraziții intestinali. Atenție, cumpărați doar variantele fără sare sau arome, de preferat crude.